Ei, salut, prieteni! Mamă, ce lumină aici! Vorbim afară, că e ora 3! Vai de cap, mă, ce frig e! Mergem până la mașină să scoatem subwooferul ca să avem loc de bagaje, că avem destul de multe bagaje. E ora 3 și ceva? 3 și 3 și un sfert și eu zic că în vreo 10 minute, un sfert de oră plecăm către mama aia. Zi, Lorena, te ascult! Da, gata, am reușit și am înfipt toate bagajele în mașină. Sunt și pe aici, prin interior, o grămadă. Nu știu ce ne-am luat atâtea, dar ne-am luat. Și este 4? Uliu! Da. E 4. Nu știu dacă o să mai prindem răsăritul sau nu. Vedem, în funcție de ce aglomerații prindem sau nu. Prindem din mașină, da. Dai faci pinu? Nu, fond de 200. E aproape pinu. Nu știu că e lumina aici, în benzinărie. Da, n-am mai reușit de asta. Fix, da? Hai. Ce nașpa, mai pun o dată. Scoate și mai pun o dată. Mă, mă duc până în 300 acum. Te rog să pui acest talon la locul lui. Și acum suntem gata să mergem. Gata, acum trebuie să mă filmezi nostru. Hai că am ajuns la pod. La pod, la Fetești, am făcut o oră și 10 până aici. De acasă până la pod, o oră și 10. Și acum m-am dat jos să las și pe Horia să conducă și el o bucată de autostradă, că n-am mers niciodată la drum lung și mai ales autostradă. Din păcate, cam răsare soarele și noi mai avem vreo 70 de kilometri până la Mamaia, până la plajă. S-a făcut ziua de-a binelea. Este 5.38. Ana s-a uitat pe net și zice că ar răsări soarele la 6. Dar e lumina bine. Dar bine, oricum se face lumină înainte de a răsări soarele. Dar oricum, mai avem 50 de kilometri. Zice că ajungem la 6 și 14. Deci probabil că nu mai prindem răsăritul decât dacă, nu știu, ne oprim la plajă în Constanța undeva. Sau... Horia conduce prima oară viața lui pe autostradă. O să-i luăm un interviu când ne dăm jos. Am reușit să ajungem, zic eu, la a doua parte a răsăritului. Ce, Ana, ți-e frig? E foarte frig aici. Mă rog, foarte frig. Nu e foarte frig. Sunt 10 grade. Ceea ce e binișor. Mergem până la apă să facem o baie. Nu, Ana? Da! Bine, este ora 6 abia, dar este destul de senin. Soarele tocmai ce a ieșit. Nu cred că o să fie chiar rece toată ziua. Oricum la răsărit e răcoare, indiferent, chiar dacă e caniculă în timpul zilei, la răsărit e răcoare. Nu știu, nu m-am trezit niciodată să văd răsăritul. Uite răsăritul, aproape răsăritul. Lasă-mă! Ia, fa bună! Mai încolo... Deci, vreau baie! Facem o baie! Facem mai încolo, nu acum! Da, uite așa-mi tremura mâna pe cameră!
Furător de la Vesca. Gangster, gangster Ana. Hai că am reușit să facem niște poze. Deja ăsta s-a ridicat ca lumea. Apa e caldă, dar din păcate am ratat cu 6 km. Dar totuși. Bă, 6 km. Pe 6 km am făcut numai pe aici. 200.000 și 6. E vina voastră că nu mi-ați adus aminte. Și acum stăm în mașină, pentru că afară este frig ca să stai afară. Mâncăm un sandwich și așteptăm, pentru că nu este absolut nimic deschis. Nu e nimic deschis deocamdată. Camerele noastre sunt libere, pentru că ne ducem la... Ne ducem la cineva pe care îl cunoaștem, am fost de multe ori acolo. Sunt libere camerele, dar nu poți să te duci la om la 6:30 dimineața. Așa că stăm și admirăm răsăritul ăsta apus. Peisajul, da. Ana s-a pregătit. Ce frumos e aici. Am venit până la urmă la cazare aici, că poate, cine știe, stăm pe aici și poate vedem vreo mișcare. Când se trezește lumea, apa, am sărit pe ei imediat. E ora 7:10. Nu știu, albă e pe... Blana albă? Ce albă e pe albă? Nu pleca! Dar poți să pune pe ea? Sau mă face franje? Am dat văd că n-are Ierusalim. Ce voi, bă? Dar n-ai purici, că mi-aduc și purici de pisica acasă. Și am zis că pe în animale. Piticul stă la belecul. Îi bagă-l la bot, așa. Fă așa. Da, fă așa. Pisicu. Asta e drăguța, asta e drăguța. Mi-e plac astea negre, astea. Diabolică. Ce fa, băi, suștulica. Așa vedem cum e. Nu mai e gât. S-a băgat toată gât. Asta e drăguț, asta e... Cum e mare elegantă, îmi dă ce posturare. Ce le mută! Tot fata. Asta nu face nimic. Păi asta e... Oh, franjos mă dă la peretele ăla. Hai că am ajuns în camera, a reușit să ne dea o cameră, cealaltă nu e gata, dar este fix la fel ca asta. Hai să facem un mic tur. Ana, prezintă-ne camera. Aici este un pat, un aer condiționat, un televizor de 1960, Horia doarme, un alt pat, mă scuzați. Aici este un holuleț, frigider și baia. S-a dus focusul. Gata. Asta e baia. Și aici un dulap așa cu o ușă din cârpă. Asta e. Și acum până ies oamenii ceilalți, că camera cealaltă e încă ocupată, deci probabil după 12:01 încolo o să fie liber. Până atunci, nani, hai că ne-am trezit și în jur de ora 12:30-1 o să încercăm să mergem pe plajă, deși temperatura e cât de cât ok, dar bate vânt. Vedem dacă reușim să stăm, dacă reușim să facem baie, mai ales că eu aș vrea să fac baie. Hai că am ajuns la plajă, la plaja H2O să mergem. Am găsit parcare cu chiu, cu vai, ne-am chinuit vreo 20 de minute. Da, am găsit și mergem la plajă. Vremea s-a mai îmbunătățit, adică e chiar ok. Ce faci, Ana? Hai că mă ajutești pe plajă la H2O. Foarte șmecher, o pernuță de asta, așa. Și e mai soare și mai cald decât mă așteptam. Da, bate vânt, o să audă cam încă. Dacă ne băgăm și noi în apă, o să-i las camera lui Ana să... să filmeze. Surpriză! O, ce preză! Dacă... El este Adrian. Aia port mereu și apă. Mai mult ca sigur, majoritatea din dintre abonații mei îl cunoașteți. Și o să încercăm să intrăm în apă acum. De fapt, el e prea înalt. Nu sunt eu mic. Cam atât de înalt e. Mamă, 10 cm. Poftim, Ana? O luăm încet sau o luăm tare? Hai
da, nici nu contează. Mi-e cam frică, deci sunt niște valori. Mi-e frică să n-o scap. Apa e chiar foarte, foarte bună, dar bate un vânt afară, încât e un frig. Uleu! Gata, mergem să mâncăm și noi ceva. Am stat ca niște larve așa la soare. Am și notat un pic, mă rog, am fost în apă un pic, dar foarte, foarte tare bătea vântul. Apa foarte caldă. Deci apa caldă, dar bătea vântul. Păi stai așa să luăm tichetul întâi. Stai un pic să luăm tichetul întâi. Stai așa să luăm tichetul întâi. Stau, mă, stai, stau. Stai așa să luăm tichetul întâi. Vreau să spun dacă am băgat... Stai puțin să luăm tichetul întâi. Stau, dar am băgat doar... Stai așa, să luăm tichetul întâi și după aia mergem. Bagă-te în spate până e tichetul. Stai așa, să luăm tichetul întâi și după aia mergem. Auzi? Pe acolo ieșim? Da. Hai că ne-am oprit în Mamaia undeva pe faleză să mâncăm. Cam același lucru, ne-am luat toți cartofi cu piept de pui și salată de ardei copți. Și Ana și-a luat și 3 cabanoși să guste. De ce? Să guste, că era poftă. Gata, ne-am luat de mâncare. Horia, o să vă explic ce facem acum. Am venit și să mâncăm și o înghețată. Dar mai tare. Am venit și noi aici să mâncăm o înghețată. Ana, așa este? Are dreptate? Da. Știți că e glumă, nu e vocea mea, nu? A fost o glumă aia, n-a fost vocea mea. Gata, că am ajuns la pensiune și ne băgăm să facem și noi un duș. Și nu știu exact ce facem în seara asta. Vedem. Când dormit, am rupt patul, este 10:30. Ana, ce e de sus în apărarea ta? Mergem până jos să mâncăm o sămânță, un chips, un Pepsi și să stăm de vorbă. Nu mi-a plăcut, vreau să mergem la căldură. Mă țin, mă țin, dar vreau să... Uite cum e la mine toată gheata. Hai să băgăm la căldură. S-a încurățit acolo la tine. Place căldura. Da. Întrebarea de aia a fost dacă puteți dormi într-un mijloc de transport, bineînțeles pe care nu-l conduceți. Da, ce bine dorme la volan. Dar ce sunul asta? Bă, un taxi, dormi în taxi? Că mă mai trezesc din când în când prietenii ca să fac să iau curba. Și răspunsul pe care am zis la întrebare de el vine de la Casimir GFX și zice: eu adorm oriunde, problema e că sforăi și mă trezește lumea ca să termin. Uite, aici este un exemplu concret de om care doarme oriunde, oricum, pe orice mijloc de transport. Zi întrebarea de azi. Te ascult. Spune. Batman, uite-l pe Batman. Ăsta l-am numit noi Batman. Întrebarea de astăzi este: pisici sau câini? Și de ce? Pisici? Nu, nu ne voie. Trebuie să-l faci pe tine pe tine. Băi, scârie. Stai, Ana. Și-am fi iar de mine. Haide, mă, fă cheiere repede, fă cheiere repede. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mă lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.